Prefectura Suceava a anunțat miercuri că pentru a veni în sprijinul cetățenilor, prin asigurarea unui serviciu public de calitate, transparent, urmarea numărului mare de solicitări adresate de către persoanele juridice și persoanele fizice pentru înmatricularea sau transcrierea autovehiculelor, consecința termenului de așteptare din prezent, a fost decisă preluarea cererilor de înmatriculare sau transcriere săptămânal și în zilele de sâmbătă, în intervalul orar 8-16. Prefectura a precizat că această suplimentare de program a fost decisă doar pentru luna noiembrie, urmând ca pentru luna decembrie să se reanalizeze situația, funcție de dinamica solicitărilor și resursa de personal avută la dispoziție. Se va asigura funcționarea a două ghișee, unul pentru persoane fizice și unul pentru persoane juridice, cu preluarea cererilor fără programare, după principiul primul venit, primul servit, a menționat Prefectura Suceava.